multe surprize, dar mai avem surprize astăzi la congresul nostru. Stimați colegi, îmi permiteți să ofer cuvântul doamnei director general al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Municipiul Chișinău, doamna care ne sfătuiește, o doamnă care nu știu dacă are pereche în ceea ce este generozitate, bonomenie și un model adevărat de pedagog. Doamna Tatiana Navnivena Tverdochev. Onorată asistență, stimați înalți demnitari de stat, care mai sunt, cei care vă sunt, eu știu că o să fie transmise cuvintele și mesajele întregii noastre activități de astăzi, în fiecare din noi, în fiecare om, indiferent de bogăție, indiferent de celebritate, trăiește acel dascăl care i-a dat o pornire în viață. Primul dascăl care sculptează caracterul și stilul neîndoielnic mi-a scâmpărat Maria sa, învățătorul. Când spui școală, în mintea dintre fiecare dintre noi, în mintea noastră, apare chipul învățătoarei sau învățătorului, mai rar, părere de rău, celui care are misiune să dezvăluie copilul, să dezvăluie corona de minuni a lumii, celui care marchează profund dezvoltarea personalității copilului. Din păcate, numai învățătorul, astăzi pedagogul, conștientizează că școala este un atelier al umanității și drumul regal spre înțelepciune. Întotdeauna învățătorii au găsit resursele interioare pentru a depăși conjuncturile neprielnice, nu întotdeauna cele dorite. În jurul lor s-au creat portrete memorabile, care străbat vremea și sunt argumente ale devotamentului profesional, de care au știut să dea dovadă pe parcursul tuturor vremurilor. Să știe că profesia de învățător are un statut cuprinzător într-o societate modernă. Instructor, actor, mediator, moderator între actorii comunicării educaționale, autoritate instituțională, confesor și protector al celor mai slabi, consilier și terapeut, lider de opinie științifică, manager profesionalizat al colectivelor de elevi. Este foarte greu să măsori în câteva cuvinte tot ceea ce înseamnă învățătorul în societatea prezentului. Dar recunoștința trebuie să fie mare dacă o raportăm la menirea acestei personalități, acestei categorii profesionale. Considerațiunile mele se îndreaptă către cei care construiesc personalitatea de la început, care înțeleg și vor înțelege că activitatea didactică, ridicată la rangul de artă și de a-l învinge pe altul în competiția de a învăța, îi devine învățătorul. Ce ar trebui să fie învățătorul de astăzi? Un om cu har și vocație. Cei întâmplători nu sunt acceptați în domeniul nostru. Un sculptor de suflete și caractere. Cel mai bun dintre noi. Cel mai bun din societate. Un model de succes în viață, ca să nu zic vorba mare, un ideal de atare. De ce? Pentru că tinerii elevi și studenții să-l soarbă prin vorbele sale ieșite din gură, să se uite cu nespusă admirație la el, să-l creadă în tot ceea ce spune, în știința pe care o transmite, în judecățile de valoare pe care le face. Pentru ca părinții să-l respecte și pentru ca să-și găsească în comunitate locul pe care îl merită. E mult mai ușor să fii un foarte bun specialist în orice domeniu, decât să-l înveți pe alții ce știi și mai ales decât să faci din ei oameni, adică să-i formezi. Dacă am raporta la câteva cifre din municipiul Chișinău, am zice că din cele 80.000 de elevi sau cei 80.000 de elevi, circa 27.000 sunt elevi ai clasilor 1-a, 4-a.
Din cei circa 11.700 de profesori care muncesc, pedagogi, circa 5.000 sunt învățători ai claselor primare. Deci ne dăm seama de importanța, chiar într-un raport mic, mare, a învățătorului, care stă la temelie. Sau cum spunea cineva, așa în beruidele, la unii politicieni care zicea cândva, dar poate are și o dreptate, care stă la baza temeliei, fundamentului de creare a unui elev. E după esență așa, gramatical, literal nu e. Dar dacă luăm în esență, într-adevăr, este așa. Ai luat o plantă, ai luat un copil, ai luat un început, cum îl trasez, cum îl formez, așa îi crește tulpina. Ne uităm astăzi și ne minunăm câteodată, politicieni, unii alții, poate nu ne-au venit ei. Cine i-a învățat? Poate câteodată am fost prea miloși și am pus o notă de trecere. Poate altă dată am fost mai cumințăi, mai înțelegători și am zis că da, lasă Domnul și el s-a dus și a ajuns și face parte și trăsnaie. Unde nu mă refer la toți. Dacă mi-aș face o totalizare, să zic eu, să înveți foarte opusice în noastră, care sunt problemele actuale învățător în treapta respectivă? Cred eu că, în primul rând, învățământul sau învățător, pedagogul, trebuie să fie repus în drepturile sale firești. Nu numai la ședințe mari, la congrese, prin spuse, prin vorbe, dar atunci, în realitate, să ne atribui mie. Pentru atâta tenacitate și consecvență în gândurile sale, am trecut, sincer să le zic, când am fost la Constanța, dintr-o delegație și eu mă gândeam, zic, da, o să facem și noi, o să facem, da, dar să realizez așa o activitate, la așa un nivel, atât de bine organizată, împreună cu echipa dumneiei, nu este o întâmplare, este o bună pregătire și o dovadă de o demnitate deosebită. Mulțumim încă o dată, Mariana, și alături și să realizez foarte multe. Cred eu că activitatea de astăzi, congresul respectiv, deja nu ne va fi în istorie, și la mâna istorică se zice așa, că până când politicienii, care i-am educat noi, care i-am educat școala, societatea, vor împărți portofoliile. La istorici se mai zice sferele de influență. Noi nu putem sta pe loc, pentru că ne duc înainte copiii și nu pot să le zici că sunt alege sau sunt celelalte sau altele. Procesul educațional merge înainte. Și noi, prin activitatea respectivă, cred eu, asociația, congresul respectiv, vom putea promova foarte multe. Dar principalul, educarea unui așa tânăr, pe care îl vedem nu în vis, dar pe care are nevoie societatea în realitate. Tot astăzi, de la tribuna respectivă, aș vrea să aduc mulțumiri foarte mari colegilor din România care sunt alături de noi în permanență. Multor inspectorate școlare, cine este deosebirea dintre modul de organizare a activității la nivel de orașe, municipii la noi și în România, inspectoratelor școlare, din multe, multe orașe din România, București, Iași, Suceava, Constanța, așa cum se află un grup plecat în Constanța cu Centrul de Orientare Profesională de la Chișinău și multor, multor alte orașe. Să mulțumesc foarte mult ambasadei României în Moldova, care cred eu că este record în jumătate de zi să facă vize pentru a ne putea multiplasa la diferite formări. Cred că după atâta multe cuvinte spuse frumoase în adresa învățământului, la nivel de ambele state, eu îmi pun întrebarea, la ce mai trebuie scotarele astea? Și din punctul în promovare, reorganizare disemnată, trebuie să ștai, să aștept, nu știu, cred că și aici politicienii vor interveni, vor vedea ca pur și simplu să ne putem organiza mai eficient și mai ușor, într-o formare care nu ar fi, la o școală, la un inspectorat, la altceva, în aspect profesional, dintr-o parte în alta, fără atâta birocrație care este la banile respective. Deosebit vreau să mulțumesc domnului Eugen Tomac. Dacă este, este, și-a plecat.
care în agenda sa are atâta, cred eu, multe activități. Dar anul trecut a fost prezent la Inspectoratul Școlar din Iași, unde Direcția Generală a semnat un contract de colaborare, persoana doamnei Liliana Romaniu, pe care o avem un bun prieten și un bun colaborator, cred, sunt convinsă la nivel educațional din România și un bun prieten pentru Chișinău. Dumnealui, acordându-ne, în primul rând, asistență în perfectarea celor vize, de acea jumătate de zi care vă vorbeam anterior, dar și prezența nemijlocită la această activitate și are perfectă dreptate că nu au fost, cred eu, așa activități de amploare mare la care dumnealui să nu fie prezent. Deci i-am mulțumit încă o dată foarte, foarte multe, foarte considerațiunile noastre pentru activitatea și susținerea permanentă. Acele delegații care vin la noi în Chișinău și văd acel nivel al educației, zicând că la voi s-au mai păstrat între activitățile acestea extrașcolare, mai ales și clasic, profil, dar ce e asta? Da, mai avem. Au apărut atunci când a fost foarte greu, în anii 96-97. Se păstrează și acum, când în permanență mi se zice cu un buget auster. Cred că așa și este, dacă nu este foarte greu. Dar, în acest context, aș vrea să mulțumesc primării municipiului și Dumnezeu primarul primar, care susține această activitate și care ne-a promis în permanență că niciodată, fie de greu la fie, noi nu ne vom lipsi de aceste profiluri și vom merge în continuare. Dar să știți că, în aspect de coraport bugetar, ele formează aproape a treia parte din bugetul nostru pentru învățământ, dacă avem 900 de milioane, 300 de milioane sunt anume la clasele finanțate cu profil și cercurile care le sunt. Succes, drum bun, realizări frumoase și încă o dată. Ce facem? Dar nu sunt doar. Mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Cred că și colegii mei confirmă cât de ușor a fost să vă ascultăm și cât de interesant ne-a fost comunicarea dumneavoastră. Vă mulțumim enorm, doamna Tatiana Navridina. Am uitat să vă laud pe colega Mariana Marie. Sunt sigur că nu o să mă laud. E de neiertat la cât și colegii mei, nucleul, conducerea asociației și prietenii lor. Atâta profesionalism la care se adaugă, știți, și sufletul de la dumneavoastră. Apropo de chestia asta, ce înseamnă cultura română, cu totul dumneavoastră sau fără dumneavoastră. Cum ar fi cultura română fără personalitățile moldovene? Închipuiți-vă un pic, scoateți-vă pe Minescu, pe Brianu, pe Sadoveanu, dar și ăștia când vreți. Enescu, scoateți-vă pe ăștia și arătați așa un popor de contabil. La sufletul care e așa cum îl aveți toți, adăugându-se profesionalismul, credeți-mă că eu simt că îmi trebuie scaunul de președinte și de aceea eu militez să rămânem separați fiecare din vedere de treaba lor, fără unii. Am anunțat, doamna director general, să mulțumim și colegilor din Consiliul de Administrare, care sunt doamna Daniela Stage, pedagog anului 2010 și secretar al asociației, domnul doctor în pedagogie Pavel Cerbușcă, domnul Valeriu Cascaliu, care este acum Axis Mundi și ne adună pe tot, doamna Tamara Cerbușcă, învățătoare, metodistă, liceul Cerit Coridor, doamna Angela Putasievici, învățătoare, grad didactic superior, director adjunct, și doamna Viorica Morcov, pe care nu o găsesc, care sunt comisia de centru, care ne verifică bănuțul și, bineînțeles, mai avem două colege foarte și foarte importante care astăzi acum sunt alături de domnul prim-ministru Vlad Filat. Este vorba de Viorica Marx, director general la Direcția Generală Cantemir și colega noastră care a făcut un sacrificiu enorm, care e învățătoare, profesoară fiind cu liceu pedagogic, a devenit anul acesta directoare la liceul teoretic, Grigore Vieru Briceni, doamna Iona Caduț. Stimați colegi, acest congres nu ar fi avut loc fără partenerii noștri media, Jurnal TV, Publica TV, editura Epigraf, editura Cartier, Fundația Eurodidactica, ProTV,
Radio Europa Liberă și Radio Moldova 1. Le mulțumim lor pentru atenția pe care am meritat-o. Surprize, surprize. Este invitata zilei noastre de astăzi, Aura. Vă rog să o prezentăm. Doamna Aura, să veniți la congresele noastre de fiecare dată. Da, vă mulțumim mult, cu atât mai mult, că deja sunteți părinte la liceul George Vasari. Stimați colegi, acum două săptămâni nu cunoșteam câteva persoane poate deloc, dar în ultima perioadă am ajuns să le cunosc aproape că în fiecare zi. Delegația sau membrii Asociației Generale Învățătorilor din România, filiala Republica Moldova, sunt invitați în permanență la colegii noștri din România, la diverse simpozioane, conferințe, la diverse stagii de formare. Fiecare dintre dumneavoastră veți beneficia de aceste formări. Metodologia o vom comunica președinților sucursalelor. De ce am făcut această introducere? Pentru că recent am fost la un simpozion la Iași, care prin grija doamnei Maria Cibotaru, care este aici în rândul al doilea alături de noi, am fost onorați, am fost evidențiați, ne-am simțit cu o distanță de 15 minute doar de la Cotare până la Iași. Nu am simțit acest lucru. Și am cunoscut-o la acest simpozion la zilele Casei Corpului Didactic Iași, zilele Spiru Haret, pe doamna Lidia Andronache, care este directoarea Casei Corpului Didactic, și vreau să-i ofer cuvântul să ne spună despre proiectele pe care dumneavoastră le are vis-a-vis de asociația noastră, dar și de bună experiență pe care o au la Iași. Atunci când mi s-a cerut un cuvânt pentru a fi introdus în materialele pe care noi le-am primit astăzi, am spus așa, prefer să vin cu acel cuvânt la mine. Constat că am greșit, pentru că dacă acel cuvânt ar fi fost trimis, el se regăsea acum în cărticele, iar eu eram scutită de aceste emoții pe care le trăiesc de când am intrat în această sală, de când am trecut ieri, de fapt, vama, și continui să le trăiesc în continuare. Vreau să vă spun că nu știu când să spun că am fost mai emoționată. Când am auzit imnul, niciodată cuvintele acestui imn nu m-au marcat așa de tare. Când i-am văzut pe copii, când l-am văzut pe domnul primar și îmi pare rău că n-am putut să-i spun că personal sunt printre cei care am trăit ambele scrutinuri cu sufletul la gură și acum putem răsufla liniștiți. Și când au fost emoțiile mai mari sau acum, când trebuie să vă vorbesc. De fiecare dată când am ajuns la Chișinău, am spus-o și o spun și acum, și doamna Tatiana o știe. Dumneavoastră n-ați pierdut nimic. Poate noi ne-am grăbit un pic cam tare. Poate că noi ne-am cam fugărit așa și acum am obosit. Poate pentru noi, faptul că nu mai găsim acum în statele de funcții cuvântul învățător, ci găsim institutor, profesor pentru învățământ primar, profesor pentru învățământ gimnazial. Poate că este un pic de grapă și atunci vă promit în numele învățătorilor din România că și la Iași vom deschide această filială. Vă promit acum, aici,
Și cine mă cunoaște știe că eu nu vorbesc și nu rostesc gânduri pe care știu că nu le pot realiza. Poate că n-a fost momentul, poate nu era un sediu potrivit, poate faptul că prin ordin de ministru am săptămâna aceasta Casa Corpului Didactic se numește Spirul Haret, nu este întâmplător și poate că în această casă a dascărilor ieșeni, această filială trebuie să vină. Sperăm, domnule Dolga, ca până la întâlnirea de la Amara să fie deja un vis realizat acesta. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți. De fiecare dată ne dați o lecție de onestitate, de curaj, de morală adevărată. Vă felicităm încă o dată și am spus-o, dincolo de orice parteneriat. Noi am adus oferta noastră și nu ne interesează ce convenții avem semnate sau nu le avem. Dacă din oferta Casei Corpului Didactic, unul din cursuri vă interesează, l-am găsit pe domnul Cerbuș, că am spus că ne ține aici o zi, două, trei, mai găsim câțiva oameni sufletiști, venim noi cu formatori, veniți dumneavoastră la noi și sperăm ca această vamă care este să fie doar onorifică așa și să nu împiedice cu nimic ceea ce noi avem de făcut. Felicitări lucrărilor Congresului, felicitări acestor doamne inimoase și extraordinare pe care le-am cunoscut aici și succes în continuare! Vă mulțumim, colega Cristina Cortăci! Vă mulțumim deosebit! Aș vrea să vă mărturisesc un secret pe care îl știu doar cei care au fost delegați anul trecut la Congresul de la Constanța. E vorba de medalia de aur a cadrelor didactice care se află azi la Chișinău. E vorba de medalia de aur a Asociației Generale Învățătorilor din România, care este o medalie transmisibilă și în anul 2010 a venit la Chișinău. Simbolul la Giro este medalia de aur oferită primului congres în anul 2006 de către Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Semnificația ei este identitatea culturală exprimată prin lupta continuă pentru limba noastră, cea română, care asigură comuniunea spirituală a cadrelor didactice române de pretutindeni. La congresul de la Arad, această medalie a plecat în Transnistria. Colegii care știu mai dureros care este problema limbii române. După 2 ani, această medalie a găzduit Spiritul Național din Cernăuți, teritoriul populat de români. În 2009, la București, medalia a fost oferită cetățenilor români din Serbia, mai exact cadrelor didactice din Valea Timocului. Situația fraților noștri este una dură, întrucât ignoranța culturii dominante sârbește abuză peste drepturile omului de a aparține unei etnii. Înșosirea cu care se confruntă românii din Serbia se referă la imposibilitatea de a învăța la școală în limba română, simbolurile naționale fiind aproape interzise în această zonă românească. Cadrele didactice din Serbia luptă pentru demersuri prin demersuri disperate ca în școlile acestora să fie predată limba română. Recent, domnul Doca s-a întors iarăși din misiunea pe care o are odată în 2-3 luni în această zonă. Anul 2010, după cum spuneam, a fost unul remarcabil pentru noi. O adevărată lecție de patriotism ne-au dat colegii noștri români. Au exclamat mulți participanți ai Congresului de la Constanța. În sala Marelui Teatru Oleg Danovski din Constanța, președintele Viorel Doca a înmânat medalia de aur delegației noastre, anume Asociației Generale Învățătorilor de România, filiala Republica Moldova. Iar apoi, acest gest ne-a obligat să ne înregistrăm la Ministerul Justiției. Prin această medalie ne asumăm responsabilitatea de a urma colegiul membrilor la Giro și declarăm intenția noastră de a deveni cel mai nobil titlu, Învățătorul Neamului. Stimați colegi, mai vreau să vă comunic un lucru, că cămașa de botez pe care o avem noi în România vine din anul 2008, atunci când regretatul Romel Bârjoveanu, învățătorul de la Piatra Neamț, a făcut o propunere să venim noi cei din Republica Moldova în sucursala Iași
a Asociației Generale Învățători, în sucursala Piatra Neamț, cer scuze, a Agiro, și să plecăm împreună la congres. Ascultați, bate la ușa un copil. Aceasta vrea să ne comunice domnul Gheorghe Amaici, președintele Asociației Învățătorilor din județul Neamț, cel care ne-a adus cămașa de botez în România. Domnul Amaici, vă invităm! V-am făcut ceva de colegi, nu știu mai să colegi, în altă comunitate. După atâtea bolile frumoase, să fie avut o practic aici, ce aș mai putea spune și eu? Am scăpat de învăție față de colegi de la Iași, pentru că eu ce aveam de spus am pus în buletin. Ceea ce v-ați răspuns la astăzi și m-am rămas, că vin pentru a treia oară în Republica Moldova. Prima dată am venit când am luat în activitate cu un grup de copii, apoi în orașul nostru s-a împărțit cu Orcheiul și a treia oară vin la un mijloc cu dumneavoastră. De la început, țin să vă spun că m-am simțit totdeauna extraordinar de bine. În sensul că parcă sunt la mine, la cum duceți voi, la Piatra Neamț. Lucru pe care aș dori, ca și dumneavoastră, să simțiți când veți veni la asociația noastră din județul Neamț. Noi anul viitor împlinim 100 de ani de existență a asociației. Dorim de pe acum să-i tragem atenția domnului președinte, a domnului Consiliu de Este, că poate la anul să fie congresul la Piatra Neamț. De așa eu am fost de trei ori propus. A fost propus în 2008, când s-a ținut la București și când am semnat la actul de constituire a Asociației Generale, și bine am făcut că doamna ministru de atunci s-a simțit adresată cum la Piatra și nu la București. A doua oară, iarăși am mai profitat de o altă situație, că iarăși ne-a promis ministra, îl facem din nou. Nu se facă Universitatea Spirovanie, îl facem noi.